învățați, vrem să învățăm și noi multe. Avem multe de învățat, mai ales că nu avem un teatru și trebuie să ne deplasăm. Nici Alexandre nu are teatru. Nici ei n-au. Și cum au reușit și care este spiritul de acolo? Păi au reușit doi copii. Erau în clasa 11 și a 12, cred, sau a 10 și a 11, nu mai știu, Andreea Borțun și cu Alexion, și-au propus ei, la un moment dat, tineri fiind, să facă un festival pentru licee. Și a pornit ca orice festival greu, prima ediție, după aia a avut mare succes prin rândul localnicilor și nu numai. Au cooptat un ATC-ul, Facultatea de Teatru. Marcel Iureș a girat festivalul, după care a venit Jeremy Irons și a girat festivalul, a făcut un spot exact pentru Ideo Ideis. Dar nu le-a trebuit, la început nu au avut nevoie de foarte mulți bani, acum bine, festivalul a crescut și chiar costă foarte mult, dar pentru că sunt foarte inventivi, soluții de a face rost de bani s-au găsit tot timpul. Adică noi am făcut, de exemplu, inclusiv în București, la Goto, am făcut o seară în care am făcut o licitație. Adică diverse personalități din București, Florin Piersic, inclusiv noi din jurul, Mălăele, au pus la bătaie niște obiecte personale, afișe de filme sau ce aveau ei drag acasă, prețios, au pus acolo și lumea licita pentru obiectele respective. Și așa am reușit să strângem într-o seară 5.000 de euro, de exemplu. Da. Da, acum trebuie spus că, sigur că oamenii invitați la licitații erau în general directori de companii, de bănci, adică erau oameni cu bani. Ați văzut un exemplu, caricatorului Mălele s-a vândut cu 1.000 de euro. Da. Eu aș nuanța puțin, în sensul că poate nu toți vor să se facă actori. Da, sau regizori, sau scenografi. Dar tot e un mare câștig un festival, un astfel de festival. Pentru că el te dezvoltă altfel, uman. Îți dă cu totul altă înțelegere asupra vieții, asupra oamenilor. Un festival și teatru te civilizează și ne civilizează. Adică oamenii care intră în sala de teatru, oamenii care încep să se adune în jurul unui festival, cu siguranță că se comportă altfel decât oamenii care nu au tangență cu teatru. Asta e marele câștig. Emoțional îți dă foarte mult, te modelează. Iar pentru tine, pentru că în principal, ca și festivalul de aici, nu se adresează în principal oamenilor foarte tineri, dar copiilor care sunt necopți. Foarte mult, ești necopt la 15 ani, la 18 ani. Ori o astfel de întâmplare în viața ta, o întâlnire cu niște oameni de teatru, cu oameni care îți vorbesc pe limba ta, te poate ajuta, pot fi determinante în devenirea ta umană. Mulți, eu am întâlnit oameni pe care am întrebat, dar tu nu vrei să dai la teatru că ești talentat? Și am zis, mă duc la medicină. Da. Unii se duc la medicină, se duc, vor să facă avocați, dar e un câștig foarte mare pe termen lung. Și ei au înțeles treaba asta. Și copiii și organizatorii au înțeles. Și noi luptăm pentru că acum ne confruntăm cu o mare problemă a publicului. Publicul devine din ce în ce, se comportă din ce în ce mai tare ca la cinematograf sau la televizor. Adică acolo unde ești permit să vorbească cu soția, vezi, o iubește, nu iubește, o iubește. Asta fac și la teatru, au început să fac asta. Adică au început să ni se adreseze în timpul spectacolului, în diverse forme, sau să mănânce semințe, sau să deschide sticle de Coca-Cola, sau s-au văzut oameni cu bere la teatru. Am văzut tot felul de... Adică numai eu am fost nevoit să dau afară din sala de teatru cel puțin 5 oameni. Până acum. Și avem nevoie să ne creștem publicul. Avem nevoie să învățăm pe copiii care nu vor face neapărat teatru, dar să știe că atunci când intră într-o sală de teatru... Intră ca într-o biserică. Exact. Adică e un soi de... într-un fel. Biserica cu Teatrul Național, da, Micropolie, față-față cu Teatrul Național. Da, și atunci noi ne creștem publicul, investim și în asta, investim în viitorii noștri parteneri de dialog și asta este iarăși foarte important pentru noi. Avantajele sunt foarte multe, eu cred că sunt chiar foarte multe. Și eu însumi, la rândul meu, eu am făcut teatru de la vârsta de 8 ani, la Clubul Copiilor Șoimăr, Patrick, era pe timpul nostru, și m-a ajutat foarte tare, adică mi-a dat foarte mult.
Știți ce se întâmplă? Noi suntem chemați, și Marius și eu și alți actori, suntem chemați de foarte multe ori să avem întâlniri cu oameni care lucrează în marile companii. Deci, în corporații. De ce? Pentru că sunt oameni care trebuie să învețe un alt tip de comunicare, dar nu mai să vorbească în public, asta e chestia cea mai evidentă, dar care nu știu neapărat să-și pună în acord, să se acorde ceea ce simt cu ceea ce dau în afară. Oameni care nu reușesc să comunice foarte bine un anumit mesaj. Oameni care nu știu ca un corp. Oameni care nu știu adică... să se comporte cu propriul lor corp. Da. Și sunt oameni de 30, de 40, de 50 de ani. Și noi suntem invitați să facem workshop-uri, ateliere cu ei, să învățăm aceste lucruri care sunt oarecum de bază. Sau pur și simplu să învățăm să se joace. Pentru că în corporațiile astea unde trăiesc ei și în general în lumea în care trăim astăzi, nu prea mai avem timp să ne jucăm, să ne prostim, să ne dăm voie să avem fantezie, să inventăm, să improvizăm, să... Nu mai și să fim noi, să fim noi, pentru exact. Că noi intrăm în niște șabloane, adică trebuie să fii, ești director de firmă, ești într-un anumit fel, exact. Adică ai pus cravata și costumul și intri într-o schemă, într-un șablon. Ori asta au nevoie să scape de aceste șabloane, să se reinventeze. Și mă gândesc că sunt oameni care fac chestia asta la 40 de ani, pentru că n-au avut acest tip de educație prin teatru, ori copiii care acum au 15 ani și fac genul ăsta de ateliere, care participă la astfel de festivaluri și fac ei teatru, lor le este mult mai ușor după aia, în orice profesie ar avea, să se adapteze și să devină performanți. Dar cred că mult mai interesant ar fi să dăm microfonul în sală și da. Să vedem... Да, да, да.